Marți s-au împlinit 72 de ani de când armata română elibera ultima localitate de sub ocupație străină, orașul Carei. Ziua armatei a fost celebrată și în municipiul Deva. Festivitățile au debutat cu intonarea imnului național al României. Evenimentul a continuat cu o slujbă religioasă săvârșită de un sobor de preoți în memoria eroilor neamului. La ceremonie au participat și oficialități locale și județene. Armata României este o armată care s-a dedicat în toată istoria ei poporului român și interesului național. Este o armată care astăzi își salută cu respect veteranii, rezerviștii și ofițerii în retragere, oameni pe care îi salutăm și noi, civilii, cu tot respectul. Mă înclin cu recunoștință în fața memoriei celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru țară și doresc să aduc sincere mulțumiri tuturor veteranilor pentru tot ceea ce au făcut în timpul în care au servit patria. Sunt bucuroasă să fiu astăzi, de Ziua Armatei Române, la mine în județ, să fiu la noi aici cu militarii noștri. Mi-am putut permite, dat fiind faptul că n-am avut niște obiective extraordinar de stringente astăzi la Parlament, să-mi iau zi de concediu. Deci sunt lângă Armata Română Hunedoreană, ca să zic așa. Emoționant, ca de fiecare dată când se întâmplă astfel de evenimente, armata, instituția cu cea mai mare credibilitate în rândul populației și-a câștigat-o pe parcursul secolelor, așa încât spun cu respect, la mulți ani, armată română, la mulți ani, sănătate, spor în toate militarilor noștri. Doresc să transmit încă o dată la mulți ani armatei române, să le spun succes în toate acțiunile pe fronturile și operațiunile în care le au, în toate misiunile, la mulți ani soldaților, la mulți ani armată română. Manifestările dedicate Zilei Armatei Române s-au încheiat cu o depunere de coroane la monumentul din Cimitirul Eroilor.